E o întrebare complexă, chiar dacă este scurtă. Predau informatică de 23 de ani, în liceu pe care eu l-am terminat. Faptul că am ajuns în domeniul informatic a fost absolut o întâmplare. Nu mi-am dorit să rămân în învățământ. A fost iarăși o întâmplare că primul post care s-a ivit a fost un post în învățământ. M-am dus și am dat concurs. Am rămas surprinsă că erau 4 ore de concurs. Deci pur și simplu m-am dus să văd cam ce știu. Întâmplarea a fost să fiu prima pe listă. Iarăși întâmplarea a fost că atunci când era concursul eu aveam nuntă și făceam probă la rochie în orașul meu. Prin urmare, acolo am dat concursul. Am plecat în luna de miere, mi-am schimbat și numele, a apărut lista, eram prima, a apărut postul, era liceul meu, nu m-a interesat că am zis nu rămân. L-am trimis pe fratele meu să ia postul. Când s-a strigat numele meu, s-a ridicat fratele meu, deci un bărbat. Inspectorul general a zis, stați puțin, este un alt nume. A zis că da, este sora mea. A luat postul, nu m-a interesat, i-am spus, da, bine că l-ai luat, am să văd eu ce fac. Întâmplarea face ca în septembrie să mă duc la școală să văd cam ce-i pe acolo și mi-a plăcut tare mult, tare mult. Am regăsit acolo, bineînțeles, foștii mei profesori. Mi-a plăcut și mi-a plăcut pentru că am avut șansa să ajung la un liceu de elită, în primul rând. Da? Și am putut să fac ceea ce mi-am dorit și pot să fac și acum ceea ce îmi doresc, pentru că avem din fericire sau suntem un liceu care are un sprijin foarte puternic din partea părinților. Și ceea ce facem noi acolo e mai mult decât informatică. Practic, mie îmi place foarte mult școala de pe lângă școală, unde avem cluburi specializate de Photoshop, rețele, robotică și tot ceea ce se întâmplă și altceva. Cel mai important, știu eu, nu cred că nici manualele, am scris și manuale, am scris și culegeri, dar nu asta. Cel mai important este să mi țin aproape și să fiu aproape de ei, să-i înțeleg. Sunt unul dintre profesori în care le spun că dacă se întâmplă, de exemplu, să nu-și poată învăța lecția, nicio problemă, au la dispoziție un număr de ore în care ei pot spune, doamna profesoară, nu vreau să mă ascultați. Și atunci nu-i ascult. Există un număr fix de ore în care pot face asta, pentru că eu știu, am și 2 băieți. Unul termină facultatea de informatică, celălalt a intrat acum la același liceu. Și știu ce înseamnă adolescență. Știu când un copil se îndrăgostește, un băiat se îndrăgostește și vine acasă și stă 3 zile cu ochii în tavan. Deci, prin faptul că eu sunt și mamă, cam mulți alți profesori de fapt, știu cumva să mi apropii pe copii. Ce sfat i-aș da? I-aș da următorul sfat. Să stea în învățământ doar dacă este sigur că dorește să facă asta. Adică să nu vadă învățământul ca un job, pur și simplu, să iei niște bani, oricum salariile sunt cum sunt, dar nu asta contează. Dar trebuie să fie dispus să se implice câteodată foarte mult, pentru că vor primi și din partea familiei iarăși școală, iarăși așa. Da, dacă nu poți să faci asta din pasiune, atunci cred că un astfel de profesor și-ar rata odată și cariera și ar fi sacrificați niște copii. Profilul elevului ideal? Mie îmi plac elevii care
Odată, sunt foarte buni, dar foarte buni și la colaborarea cu ceilalți elevi. Am norocul să fiu diriginta unor copii, sunt acum trec în clasa 10-a, deosebiți. Nu vorbesc de câți copii sunt cu media 10 în clasa aceea. Vorbesc de faptul că atunci când dau un test, o lucrare sau altceva, sunt dispuși să stea după program și să învețe împreună. Eu așa cred că ar trebui să arate un elev, să fie dispus oricând să-și ajute colegul și în același timp, dacă este cazul, să știe să ceară ajutor unui coleg, unui profesor. Care nu Într-o sunt lume ideală. limitați. În cea mai mare parte îmi place ce se întâmplă acum în învățământul informatic. Ce mi-aș dori? Să am mai multe ore la dispoziția profesorului. Pentru că, în funcție de clasă, să pot să mă duc și pe un curriculum adaptat clasei respective. Asta mi-ar plăcea. Avem acum un număr de ore la dispoziția profesorului mult prea mic, zic eu. Deci aici cred că s-ar putea schimba. Deci e a doua întâlnire la care particip, de fapt a doua întâlnire a grupului Predau Viitor. Faptul că am venit aici, am schimbat păreri și cu cei din industrie și cu alți colegi de la alte școli, pentru mine a fost un câștig. Un câștig pentru că, de exemplu, când abordez un curs opțional, să spunem, eu repet, pun mare accent pe aceste cursuri, încep prin a le explica elevilor care sunt așteptările, care sunt așteptările celor din industrie vis-a-vis de ceea ce ar putea să facă ei. Ei, până acum nu le spuneam asta și acum încerc ca prin ceea ce fac să mă apropii mai mult de ceea ce ni s-a sugerat, și anume lucruri în echipă, ceva care să-i pregătească pe ei pentru viitor. Deci asta m-a ajutat. Cu drag.